Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 15 Și se apropiau de el toți vameșii și păcătoșii ca să-l asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau zicând, Acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și a zis către ei pilda aceasta, spunând, Care om dintre voi, având o sută de oi, și pierzând una dintre ele, nu lasă pe cele 99 în pustie și se duce după cea pierdută până o găsește și găsind-o, o pune pe umerii săi bucurându-se. Și sosind acasă, cheamă prietenii și vecinii zicându-le, Bucurați-vă cu mine, căci am găsit oaia cea pierdută. Zic vouă că așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, având zece drachme, dacă pierde o drachmă, nu aprinde lumina și nu mătură casa și nu caută cu grijă până ce o găsește? și găsind-o își cheamă prietenele și vecinele sale spunându-le, bucurați-vă cu mine căci am găsit drahma pe care o pierdusem. Zic voă, așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Și a zis, un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo a risipit averea trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă și ducându-se s-a alipit de unul din locuitorii acelei țări. Și acesta l-a trimis la țarinele sale să păzească porcii. Și el dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar venindu-și în sine, a zis, Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fămă, ca pe unul din argații tăi. Și, sculându-se, a venit la tatăl său, și încă departe fiind el. L-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă, și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și i-a zis fiul: Tată, am greșit la cer și înaintea ta, și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slujile sale. Aduceți de grabă haina lui cea din tâi și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Și aduceți vițelul cel îngrășat și îl înjunghiați și mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat și au început să se veselească iar fiul cel mare era la țarină și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri și chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit sănătos și el s-a mâniat și nu vrea să intre. Dar tatăl lui ieșind, îl ruga. Însă el răspunzând, a zis tatălui său, Iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis, fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat.